Patru ani de detenție pentru furtul unei trotinete. Aceasta poate fi sentința pentru un minor de 15 ani bănuit de comiterea unui furt. Acțiunile ilicite a bănuitului au fost înregistrate de camerele de supraveghere instalate într-un bloc de locuit amplasat pe strada Kiev din sectorul Râșcani al Capitalei. Poliția a fost alertată în data de 23 iulie după ce stăpânul a observat dispariția bunului din holul comun din scară. Acesta a comunicat oamenilor legii că pe video a observat un băiat care intră prin acces liber în scară și sustrage trotineta lăsată la intrarea în apartament, apoi părăsește locul faptei. Prejudiciul cauzat a fost estimat la suma de 4.000 de lei. În urma investigațiilor, poliția a reușit să identifice și să rețină suspectul. Acesta s-a dovedit a fi un minor de 15 ani originar din raionul Ceaderlunga. La audiere, copilul și-a recunoscut complet vina și a mărturisit că intenționa să vândă trotineta pentru a obține o sumă de bani. Este de menționat că băiatul a mai comis fapte similare. Pe numele bănuitului a fost inițiată o cercetare penală, conform legii acesta riscă amendă de până la 67.500 de lei, muncă neremunerată în folosul societății de până la 240 de ore sau detenție de până la 4 ani.